Vă invit să deschidem acum Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca. Vom citi capitolul 17 de la versetul 11 și vom lectura și din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 10. Să ascultăm cuvântul. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Și Filipeni, capitolul 4, versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Cuvântul Domnului pe care l-am citit, primul paragraf, a fost consemnat în Evanghelie după Luca și el ne relatează o întâmplare petrecută în timpul vieții Domnului nostru Iisus, o împrejurare în care el a vindecat 10 oameni bolnavi de lepră, 10 leproși. Acești oameni, prin mila Domnului nostru Iisus, au fost vindecați în chip supranatural. Cuvântul ne spune că Domnul, fără să le pomenească de vindecarea care va urma să aibă loc, le-a cerut doar să se ducă și să se arate preoților, urmând ca în urma acestei arătări preoții să constate că sunt sănătoși și apoi constatând să îi declare curați și din punct de vedere ceremonial, din punct de vedere al relațiilor cu cei din jurul lor. În timp ce se duceau pe drum, s-a întâmplat minunea. Cuvântul ne spune că pe când ei au mers pe drum, s-au vindecat. Unul dintre ei, un străin, un samaritean, văzându-se vindecat, s-a întors. Înainte de a merge la preoți, înainte de a se înfățișa înaintea lor, s-a întors la Domnul Iisus, dând lui Dumnezeu slavă și mulțumindu-i Domnului Iisus pentru miracolul care i s-a întâmplat. Sugestivă este observația făcută de Domnul și întrebările puse de el. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 10, ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Vorbind în această dimineață despre mulțumire, zăbovind în jurul acestor întrebări, mesajul pe care vi-l voi prezenta l-am intitulat Ceilalți 9. Unde sunt? Ceilalți 9. Unde sunt? 10 oameni au avut parte de binefacere din partea lui Dumnezeu,
10 oameni nefericiți au fost ajutați, 10 oameni aflați în mare lipsă au fost săturați, 10 bolnavi incurabili au fost vindecați, unul s-a întors să mulțumească, iar în dreptul celor 9 rămâne această întrebare. Ceilalți 9 unde sunt? Dacă ar fi să te așezi în rândul acestora 10, în care grup ai fi? Ai fi alături de acela care s-a întors să mulțumească sau te-ai pierde în mulțimea celor 9 și mai sunt acolo mulți alții, rămânând această întrebare, și ceilalți unde sunt? Dumnezeu ne-a făcut bine. Dumnezeu a avut grijă de noi, slăvit să fie în numele Lui. În lumea în care noi trăim, este foarte multă nemulțumire. Oamenii neglijează binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut lor, binecuvântările de care au avut parte. Scriptura ne arată că nemulțumirea este una dintre trăsăturile specifice vremurilor de pe urmă. Apostolul Pavel anunța că în vremea de pe urmă, printre multe alte păcate pe care le vor face oamenii, în vremurile de pe urmă, oamenii vor fi și nemulțumitori, cârtitori, nemulțumiți cu viața lor, cu soarta lor. Ceilalți 9, unde sunt? Haideți să ne uităm la această întrebare și din ea să observăm 3 lucruri distincte. În primul rând, această întrebare pusă de Domnul Iisus scoate în evidență faptul că mulțumirea este o virtute rară. Mulțumirea este o virtute rară. Din 10 care au avut parte din durarea lui Dumnezeu, numai unul s-a întors ca să mulțumească. Și acela era un străin poporului lui Dumnezeu. De aceea și Domnul a zis, cum de s-a găsit numai străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Ceilalți 9, unde sunt? Mulțumirea este o virtute rară. Lumea zace în cel rău. Oamenii sunt orbiți când este vorba să își arate recunoștința. Primesc lucrurile și consideră că li se cuvine. Nemulțumirea este prezentă în toate sferele societății. E prezentă în familie. Soțul poate fi nemulțumit de soția lui, soția nemulțumită de soțul ei, copiii nemulțumiți de părinți, părinții nemulțumiți de copii. Nemulțumire în sânul familiei. Nemulțumirea aceasta este în școli. O găsim pe stradă. O găsim în centrele comerciale. Oamenii bagă vină, mereu bagă vină. Nu-i bună, cealaltă nu-i bună, nici cealaltă nu-i bună. E prea rece, e prea caldă, e prea mare, e prea mică, nu mi se potrivește, mi se prea potrivește. Nici cum nu-i bine. Nemulțumire. Nemulțumire în biserică. Nu-mi place cum cântă, nu-mi place cum vorbește, nu-mi place atmosfera, e prea cald, e prea rece, e prea goală, e prea plină biserica. E prea verde varza, sunt prea roșii roșiile. Numai tu nu ești prea pocăit. Tot timpul nemulțumiri. Nemulțumirea are o rădăcină. Este inima cea rea. Inima cea rea, care se așează între noi și ce se întâmplă în jurul nostru ca niște lentile, ca niște ochelari. Dacă mi-aș lua ochelari de soare acum și lentila lor ar fi nuanță de roșu, v-aș vedea roșii. Dacă aș schimba ochelarii și aș pune verzi, lumea deodată ar fi nuanță de verde. Și dacă mi-aș pune galbeni și m-aș uita către Andrei, aș fi în stare să spun că e bolnav de icter, că e galben. Dar nu el e galben, ci ochiul meu e rău. Inima cea rea e ca un filtru care te face să nu vezi ce ți se întâmplă bun. Și din cauza aceasta, mulțumirea
este o virtute rară. Cineva a spus odată și dreptate a avut că bogat este omul care are tot ceea ce îi trebuie. Dar care om, cărui om îi trebuiește numai ce are? Și dacă îmi parafraza această vorbă, putea să spunem așa, mulțumit este omul care are tot ce îi trebuie. Dar care este acela căruia să-i trebuiască numai ce are? Și aici este cheia mulțumirii. La baza nemulțumirii, a stării acesteia rea, ingratitudine, lipsă de mulțumire, în opinia mea, cred că se găsesc cel puțin trei rădăcini. În primul rând este acea convingere falsă că tot ce este în jur mi se cuvine. Avem dreptul. Avem dreptul la toate. E partea mea, e dreptul meu. Și dacă lipsește, reacționez cu nemulțumire. Protestez spunând că mi s-a luat ceva. Nemulțumirea din inima omului se înrădăcinează în această convingere că ți se cuvine ție, că e dreptul tău, că e partea ta, că cineva ar trebui să te servească, cineva ar trebui să stea în genunchi în fața ta, cineva ar trebui să-ți poarte trena, să stea la îndemână ca un servitor. Din nefericire, starea aceasta, gândirea aceasta, că ne se cuvine tot, ne este inoculată uneori din frage de pruncie. Dumnezeu să ne păzească de această stare. Adevărul e că nu ni se cuvine nimic. Nu e meritul nostru. Este îndurarea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, merităm aerul? Nu merităm. Merităm apa care curge de la robinet? Și dacă nu curge de dată, reacționăm, dăm vina pe nu știu cine, că mi-a luat ce ți-a luat. Nemulțumit pentru, dacă este să zăbovim, nemulțumire în sânul familiei și în mod deosebit venită dinspre copii spre părinți. Ce spun eu acum copiilor nu vor înțelege bine decât după ce la rândul lor vor fi părinți. Nemulțumit de încălțămintea pe care ai luat-o, că nu-i bună, nu știu care-i bună. Nemulțumit de haină, nemulțumit de ghiozdan, nemulțumit de mâncare, nu-i bună asta, nu-i bună nici cealaltă. Să vedeți dacă v-ați fi trezit în această dimineață în fâșia Gaza. Să nu fie apă, să nu fie mâncare. De v-ați fi trezit în Ucraina, în zona de război? Sau cine știe în ce țară lipsită, din Africa? Ca deodată să realizați că aici, în România, într-adevăr, suntem binecuvântați. Nu merităm ce ni se întâmplă. Este darul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Dar această asumare, că mi se cuvine, ne face și ne orbește, ne face să fim nemulțumitori și ne orbește înțelegerea ca să ne exprimăm față de cei în jurul nostru cuvintele de prețuire. Apostolul Pavel a spus, mânat de Duhul Sfânt, o vorbă pe care orice copil al lui Dumnezeu ar trebui să o rețină. Orice dar bun ne vine de la Părintele Luminilor, de la Dumnezeu. Și dacă ai ceva bun, e darul lui Dumnezeu. Și dacă e darul lui Dumnezeu, atunci, de ce să te încânfi? Este darul lui Dumnezeu. Vă îndemn să deschidem ochii și să observăm ce face Dumnezeu pentru noi prin oameni. Și cu asta ne mutăm la a doua cauză care explică nemulțumirea, pe lângă această convingere falsă că ni se cuvine totul, este neatenția. Lipsa simțului de observare. Efectiv, nu observăm ce se întâmplă. Le luăm toate de-a gata. Ni se pare normal ce se întâmplă. Un soț harnic, dar ușor neatent, a fost întrebat, dumneavoastră cu ce vă ocupați? Unde lucrați? Și l-a spus, eu lucrez, și a zis, unde? Un loc de muncă, unde depunea muncă fizică asiduă. Acolo lucrez și câștig pâinea. Și soția dumneavoastră, unde lucrează? Și el a răspuns, ea nu lucrează nimic.
Dar cu ce se ocupă soția dumneavoastră? Ea stă acasă. Bun, și acasă ce face? Păi avem 5 copii. Ea stă toată ziua cu ei. Gheorghe, sau Ioane, că eu nu mă supăr. Ia să stai dumneata o săptămână. Să vezi cum e. Lipsa de observare. Ce faci tu întotdeauna greu și este esențial și nu poate fi făcut numai de tine și dacă nu o faci tu se destramă lumea, iar ce fac cei din jur este poveste. Lipsi de importanță. E normal să ai farfuria plină cu mâncare, să fie gătită rană, e normal să fie călcată cămașa, e normal să ai bani în buzunar, e normal să-ți meargă curent ce ai, să fie facturile plătite pentru doamna acum care stă acasă asta. E normal să te poți duce la bol să-ți cumperi ce îți trebuie, că el acolo trebuie să stea și eu să... Lipsa de observare. Și deodată să nu îngăduie bunul Dumnezeu să se destrame acest cotidian obișnuit al vieții și în dezechilibrele create să vezi lipsa. Nemulțumirea se înrădăcinează și în mândria noastră. Această mândrie care ne face să observăm doar ce facem noi și să neglijăm ceea ce fac ceilalți. Obișnuința. Întrebarea pusă de Mântuitorul, ceilalți unde sunt? Ceilalți care au beneficiat de același bine, cărora li s-a arătat aceeași îndurare, unde sunt? Și trebuie să-ți ridici această întrebare. Faci parte dintre cei care văd, dintre cei modești, dintre cei plini de recunoștință, sau ei de-a gata te înfrupți și nu dai nimănui mulțumire. Am citit o povestioară cu tâlc și cu mare dojană pentru toți nemulțumiți. Un gospodar avea o livadă, cum ar fi toamna acum, așa, s-au adunat merele din livadă, dar au mai rămas pe crengi multe, ale mai mici, pe care gospodarul a socotit că nu le poate vinde la piață. Le-a lăsat acolo. Și după o vreme s-a gândit să dea drumul, avea acolo un chiș undeva, vreo 10-15 porci. Le-a dat drumul livadă să adune merele de pe jos. Animalele au trecut repede la treabă. Și din când în când, gospodarul se ducea în livadă, ochea câte un pom în care mai erau mere și scutura cu el, de el cu putere. Și după ce scutura, cădeau fructele și auzindu-le cum cad ăștia 10-15, se adunau acolo sub copaci ca să mănânce. Și dădea pe spate, pe cap, pe codă, pe urechi, merele de sus, ei cu capul acolo le adunau. Așa odată, de două ori, de mai multe ori, ca la un moment dat gospodarul să-și pună o întrebare. Nu uite-te la ăștia. Nici măcar nu le trece prin minte de unde vin merele. Nu mă adună și nu mă adună. O privire către mine n-aruncă. Numai la mere să uită. Și apoi gospodarul a încheiat cu cetare zicând: mă gândesc că și eu sunt o rătanie ca asta. Și s-a dus să mulțumească lui Dumnezeu pentru ce a primit. Te gândești la asta? Întrebarea pusă de Iisus, ceilalți nouă unde sunt, ne arată că mulțumirea este o virtute rară. Pe de altă parte, această întrebare, în al doilea rând, ne arată că mulțumirea are o taină. E ceva ascuns în mulțumire. Mulțumirea nu e la îndemâna, starea de mulțumire nu e la îndemâna oricui. Iisus a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Și cu asta ne duce înspre secretul, taina mulțumirii. Este vorba în final de credință. De înțelegerea însă și a esenței lucrurilor.
Am citit în pasajul de la Pavel, Filipeni, capitolul 4, versetul 11, și acest cuvânt ne arată care este taina mulțumirii. Zice Pavel așa. El, în această epistolă, aduce mulțumire bisericii din Filipii pentru darul generos pe care această comunitate, biserică, l-a trimis apostolului. Pavel se găsea în situație de strâmtorare, era închis, era în pușcărie pentru credință. Iar credincioșii din Filipii s-au gândit să-i trimită un dar. Darul acesta a ajuns la Pavel, Pavel le trimite înapoi o scrisoare în care caută să le și mulțumească. Și iată cuvintele. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Și auziți acum. Căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Rămâneți, vă rog, la acel cuvânt. M-am deprins. M-am antrenat. Cred că acesta ar fi înțelesul. Nu e m-am obișnuit. Că în obișnuință e și un fel de reproș. E o lamentare. Nu e vorba de lamentare aici. E virtute. M-am antrenat, m-am deprins, am cultivat mulțumire, am ajuns să am această abilitate. Prin antrenament, prin exercițiu, am dobândit această abilitate care se numește mulțumirea. Și au zis cum vorbește despre ea. Să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Versetul 12. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Hai să rămânem la această vorbă. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. Sunt oameni care știu să trăiască numai smeriți. Când dau de belșug, nu mai știu trăi. Nu-i rezistă. Când sunt în stare de lipsă, știu să trăiesc merit. Când sunt în stare de lipsă, se roagă, depinde Dumnezeu, cântă, se vin la biserică, îi vezi legați de comunitate că sunt apăsați. Când ies la loc larg, când dau de belșug, se pierd. Uitați-vă ce face mulțumirea. Te învață să reziști și în lipsă, să reziști și în belșug. Mai departe, în totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și să fiu flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Asta este taina mulțumirii, această artă, această virtute, această deprindere de arătare cunoștință. Dumnezeu s-o așeze în sufletul nostru. La baza acestei deprinderi se găsește înțelegerea unui adevăr simplu. Întotdeauna există o parte bună. Acest exercițiu, această înțelegere, această credință, întotdeauna este o parte bună. E ceva, e partea bună. Omul mulțumitor ia partea bună a lucrurilor. Există o parte bună. Oricât ar fi situația de încălcită și de încurcată, oricât de multe prilejuri le-ai avea să cârtești, să faci reproșuri, dacă cugeți cu atenție, vei observa că există o parte bună. Mi-am fracturat un picior. Dacă te focalizezi la piciorul fracturat, plângi toată ziua. Dar cum e în taina sau secretul mulțumirii cărțului aceea ce o citeam în adolescență, Poliană, nu s-a minte de acum, și mulțumește lui Dumnezeu că ne-a lărut și pe celălalt. Te gândești că n-ai un picior. De ce nu te gândești că ai unul? Uite, e în cărucior cineva care n-are niciunul. Este o parte bună. E prea sărată mâncarea. Așa e. Dar de ce nu te gândești la cuvântul mâncare? Știi că flămânzii din Coreea de Nord ar mânca o și sărată? Numai tu ai un bai. Uită-te la partea bună. Există o parte bună. Dacă reușim
să ne orientăm spre această parte bună, vom înțelege și mai bine sensul părții rele și ne vom corecta prin harul lui Dumnezeu. Sora Tabita a recitat această înșiruire de versete despre mulțumire foarte frumos. Mulțumim, sora Tabita, Domnul să vă binecuvânteze și să vă țină obiceiul și pe alte teme. Da. Proverbe 15:15. Auziți ce verset. Cel cu inima mulțumitoare are un ospăț necurmat. Da. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Uitați unde e bucuria vieții, sensul ei, împlinirea, fericirea. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Până la urmă, nemulțumirea te face să fii și invidios. Și gelos te face să fii. Nemulțumirea adunată și strânsă în suflet te face să ai amărăciune. Nu numai că nu te poți bucura de succesul celui de lângă tine, dar nu te bucuri nici de-a tău. Că mașina ta nu mai e bună acum pusă în comparație cu aia nouă a vecinului tău. Și când ai luat-o, ai zis, cum a zis omul acela necăjit, Doamne ajută și ușa să-l țin cu mâna. Numai să aibă patru roci să meargă. Și zice că așa au și cumpărat-o. Nu? Nu-s legată cu ață. Nu. De ce oare evoluăm mereu înspre reproșuri și nemulțumiri? Ceilalți nouă? Revine această întrebare. Ceilalți nouă? Unde sunt? Hai să mergem, în ultimul rând, la al treilea aspect. Din dialogul pe care îl găsim aici, între Mântuitorul și oameni, dialogul făcut cu cel care a primit vindecare, reținem că mulțumirea este însăși esența voii lui Dumnezeu. Acest lucru, Apostolul Pavel a spus clar, 1 Tesaloniceni 5, versetul 18, în cuvântul lui Dumnezeu scrie așa, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Să ne uităm cu mai multă atenție la acest loc din Biblie. Mulțumiți lui Dumnezeu, observați, vă rog, detaliul acesta, pentru toate lucrurile. Pentru toate. În această dimineață, încheind adunarea noastră, să nu plecăm din locul acesta fără să ne gândim la aceste lucruri pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Toate lucrurile. Într-un psalm este scris, psalmul 103, nu uita niciuna din binefacerile lui Dumnezeu. Mulțumirea este esența voii lui Dumnezeu, așa spune acest cuvânt, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru binecuvântările materiale pe care le-ai primit. Dacă ai acasă pâine, o haină pe care să o îmbraci, o pernă pe care să-ți pui capul, un pahar de apă, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru asta. Este inimaginabil ce este în stare să socoată omul avantaj și binecuvântare în situații limită. E inimaginabil. Pentru cei care au citit povestea Holocaustului, să vedeți ce socoteau, ce rest socoteau binecuvântare. Pentru oamenii care au traversat perioade de foamete, ce a fost pentru ei binecuvântare. Scrie și în Biblie, găinați de porumbel, se vindea mai scump. Și era gunoi de porumbel. În priceput cineva cei. Mergeți într-un coteț de găini. Observați ce lasă ele pe jos, pe acolo, câinațul acela. Se vindea în loc de mâncare. Și cine apuca, se socotea fericit. Uite ce poate socoti omul binecuvântare în situații limită. Ești în stare să bei apă în care acum n-ai avea curaj să-ți speli mâinile dacă ai fi în situații limită. Și ne-a binecuvântat Dumnezeu cu apă proaspătă, ne-a binecuvântat cu pâine,
pe alese și le luăm de-a gata. Și comentăm că e prea tare, că e prea arsă, că e prea prăjită, că nu-i prăjită destul, că e prea albă, că e prea neagră. O mamă de bătaie ți-ar trebui. Da, soră cu pocăința. Da. Ați înțeles dumneavoastră. Mulțumire pentru familie. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru casa ta, pentru familia pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu că ai soț. Și cum a zis cineva, mulțumește lui Dumnezeu că ai numai unul. Că trăim vremuri unii care și acesta este un prilej de mulțumire. Nebună s-a făcut civilizația asta creștină. Mulțumește lui Dumnezeu pentru copiii pe care ți-a dat Dumnezeu, pentru părinții tăi. Eu am cunoscut o fată care era cam rebel și în anii aceștia, 15-16 ani, a făcut mult necaz mamei. Atâta necaz a făcut că, în sfârșit, starea de sănătate a mamei s-a degradat rapid. Nu zic eu din cauza fetei, nici nu trece prin minte, asta era oricum bolnavă, dar a îngăduit Dumnezeu să facă infarct și să moară. E o tragedie să rămâi fără părinți. Mai o vreme, mai târziu, am vorbit cu copila și mi-a zis, acum ai venit în mintea, nu mi-am dat seama ce înseamnă mama pentru mine până a plecat din casă. Nu mi-am dat seama, după aia, după ce am înmormântat-o, când am venit acasă, nu mai era mâncare făcută, nu mai era nici ordine în casă, nu era nici foc în sobă. Lipseau toate. Așa-i. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru oamenii pe care i-a lăsat Dumnezeu lângă tine. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru biserica, comunitatea în care te-a lăsat Dumnezeu. Este adevărat că nu e perfectă. Și dacă ar fi să aflăm o explicație, din cauza noastră, a mea și a ta, nu e perfectă. Da? Și a zis un frate păstor odată, cu umor și cu înțelepciune, dacă în căutarea după o biserică perfectă o găsești, nu te fă membru în ea, costrici. Ține-te la distanță, admiră-o de la distanță, dar nu te du acolo, că imediat o strici. Și așa e. Unii dintre dumneavoastră sunteți ca și poporul Israel care s-a săturat de man. Dacă v-ar lipsi această biserică, pentru unii dintre noastre care călătoriți dintr-un loc în altul și ajungeți să petreceți poate în alte orașe, în alte țări, o vreme, acolo vă dați seama ce înseamnă Biserica Emanuel. Dar dacă o ai, nu-i bună. Ca mama, e bună numai după ce nu o ai. Să nu vorbiți de rău biserica. E păcat. Și țineți minte ce vă spun. Și dacă ați fi ispitiți să o vorbiți, că aveți frustrări, să vă ferească Dumnezeu să o vorbiți față de copiii voștri. I-ați distrus. Cine vorbește de rău comunitatea, biserica, pe slujitori față de copii, ucide în copil respectul față de biserică, față de Dumnezeu și frica de Dumnezeu. Și când copilul acela va avea, o să vină ziua, am pățit, e părinți, frate, nu vrei să stai de vorbă cu feciorul meu, că nu mă mai ascultă. Bine, vreți să stăm de vorbă. Și băiatul se uita la mine, pe mine. Nu-l mai vedea pe fratele Nelu, ci pe ăla negrit de maică-sa. Fă așa, să-ți trimiți copilul în lume. Să fii mulțumitor. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute. În încheiere, din pilda acestui bărbat care s-a întors cu mulțumire la Domnul Iisus, trebuie să observăm și să învățăm câteva lucruri. Primul lucru. Omul acela a sesizat că în viața lui s-a întâmplat o binecuvântare. Când a văzut că este vindecat, s-a întors. Primul lucru, a văzut că i s-a întâmplat un lucru bun. Propuneți în această dimineață să observi. Te rog din suflet, observă, deschide-ți ochii, observă ce se întâmplă bun în jurul tău.
Apoi, omul s-a întors. Să te întorci, uite. S-a întors la Iisus, acolo să te întorci. Că până la urma urmei, dacă mergem în adâncul lucrurilor, taina mulțumirii este să-L ai pe Dumnezeu în inima ta. Când nu-i Hristos în sufletul tău, nu-i mulțumire. Când e Hristos în sufletul tău, atunci vine și starea de mulțumire. Să fie El în sufletul tău. S-a întors. S-a întors strigând în gură mare ce i-a făcut Dumnezeu. A proclamat, a rostit binele făcut de Dumnezeu. Am fost tămăduit. Vorbea în gură mare oamenilor ce bine i-a făcut Dumnezeu. A ajuns la Domnul, s-a proștenut, a îngenunchiat în fața Domnului Iisus și ne spune Scriptura că i-a mulțumit. Iată un gest frumos pe care îl putem face și noi în această zi. Slujba noastră este aproape de încheiere. V-a sugera câteva lucruri practice. Încercați în relație cu biserica să vă duceți în această dimineață la cineva și să-i mulțumiți frumos, observând pentru ce să-i mulțumiți frumos. Faceți asta. Faceți asta. Poate unui copil. Nu vă îndemn să vă duceți să mulțumiți celor pe care îi vedeți toată ziua ținând microfonul în mână, cum aș fi eu acum. Deși să știți că nu inflație de mulțumire în relația dumneavoastră cu noi. Noi. Dar dumneavoastră între dumneavoastră. Uite, de exemplu, acolo la amplificare. Sunt lucruri care se întâmplă și sensul acestor lucruri este înțeles de noi doar dacă ne lipsesc. Ia încearcă să fluier un pic microfoanele mele, nu mă ascultă acum. Da? Deci dacă e o microfonie, toți ne uităm acolo. Când totul funcționează normal, nici nu ne interesează existența acestor băieți. Așa-i? Da. În sensul acesta, observați, vă rog, izvorul multor lucruri frumoase care ni se întâmplă. Și mergeți să spuneți mulțumesc. O să ajungem acasă, duceți exercițiul acesta în relația voastră de familie. Adunați-vă împreună și amintiți-vă de binecuvântările lui Dumnezeu și mulțumiți-i. Mulțumiți-i. Cineva s-a îmbolnăvit rău, un rinichi era pe moarte și a trebuit să-i fie scos. Și a trecut prin operația asta. Și a zis, Doamne, îți mulțumesc că am un rinichi. Eu știu oameni care ar da bani mulți dacă s-ar putea să aibă unul. Și n-au. De s-a orientat la partea bună. Uită-te la partea bună. Nu te compara cu cel care are mai mult decât tine. Că ți se pare ție care e mai mult. Nu știi tu necazul. Nu știi poverile, nu știi inima, nu știi ce e după ușa lui, ce e în inima lui, nu știi. Numai ți se pare că știi. Dă lui Dumnezeu slavă pentru ceea ce ai. Și fii recunoscător. Amin.